Mă numesc Croitor Dragoș, sunt păstor în Biserica Bosanci din județul Suceava și vă zic un bun găsit la emisiunea Mesaj pentru Suflet. Pentru ziua de astăzi mi-am propus să citim câteva versete din Sfânta Scriptură, versete pe care le întâlnim în Psalmul 95. Începem citirea cu versetul 1. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui, căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mai pe sus de toți Dumnezeii. El ține mâna adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Din citirea aceasta se poate observa că noi am fost invitați, suntem chemați la o apropiere de Domnul și în mod special suntem chemați să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru astăzi mi-am propus să am câteva gânduri despre închinare. Și când vorbim de închinare, aș vrea să vorbesc de destinatarul sau de persoana căruia noi ne închinăm. În primul rând, noi ne închinăm și trebuie să ne închinăm întotdeauna lui Dumnezeu. El este Creatorul, El a creat toate lucrurile, El merită închinarea noastră și noi trebuie să ne rugăm totdeauna lui Dumnezeu. Pe de altă parte, în conflictul cosmic care există, este o persoană creată, numită Diavolul, creat de Dumnezeu, răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, dar care pretinde închinarea. De fapt, bătălia finală în religie se dă pentru închinare. Un Dumnezeu care merită închinarea și Diavolul care pretinde închinarea. Până acolo a avut îndrăzneala încât pe însăși Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, să-l suie pe un munte mare și înalt, să-i arate toate împărățiile lumii și să pretindă de la însăși Fiul lui Dumnezeu închinarea. Deci când vorbim de închinare, mă repet, trebuie să ne închinăm totdeauna lui Dumnezeu și niciodată nu avem voie să ne închinăm diavolului. La ora actuală există mulți oameni care în mod direct și conștient se închină diavolul. Multe mișcări sataniste, tot felul de întâlniri a ghicitorilor, a vrăjitorilor, care sunt o închinare, tot felul de sacrifice, de jertfe, de ritualuri, care sunt destinate ca și închinare diavolului. Problema care se pune la închinare, trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, dar există aici un pericol. Și pericolul acesta îl găsim scris în Cartea Împăraților, în capitolul 17, unde ni se spune că Samaria, Israelul, a fost cucerit, populația a fost debordată, a fost dusă în toate ținuturile Imperiului și în Samaria au fost aduși oameni din diferite regiuni, Babilon, Serferbain, Cut, Ava și așa mai departe. Oamenii aceștia când au venit în Samaria, au venit fiecare cu idolii lor, cu dumnezeii lor și cu forma lor de închinare. Pământul făcea parte din țara promisă evreilor, făcea parte din Canaanul promis de Dumnezeu pentru evrei. Și atunci Dumnezeu s-a mâniat foarte tare și din pricina modului greșit de închinare a trimis niște animale sălbatice, lei, tigri, care îi sfâșiau. Și au făcut atâtea victime încât s-a raportat direct la împăratul. Se întâmpla ceva în regiunea Samarie. Oamenii erau omorâți de fiare sălbatice. Atunci împăratul a dat poruncă
ca în aceste locuri, în Samaria, să vină niște preoți al lui Dumnezeu și să îi învețe pe străinii aduși în Samaria și închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și acum vine Scriptura și ne spune că s-a realizat acolo un hibrid. Adică oamenii se închinau și lui Dumnezeu Jehova, dar se închinau și dumnezeilor lor, fiecare idolul pe care îl avea. Marele pericol care există în creștinătate la ora actuală este aceea că noi, aflându-ne în biserici, în locașe de cult, ne închinăm lui Dumnezeu, dar s-ar putea în casele noastre și în afara bisericii să ne închinăm diavolului. Și există o formă subtilă de închinare diavolului, amendată grav în Vechiul Testament, condamnată la fel de mult și în Noul Testament, numită închinarea la idol, care îmbracă forme diferite, care pare mai blândă și de multe ori creștinii cad în greșeala aceasta. Se închină lui Dumnezeu, dar se închină și diavolului, adică există o închinare la idoli. Pentru că în spatele fiecărui idol există un duh demonic care cere această închinare. Închinarea la idol are forme subtile și foarte variate. Cred că cea mai ușoară definiție a unui idol este aceea că tot ce iubim mai mult decât pe Dumnezeu, îi acordăm din sentimentul nostru, din timpul nostru, din câștigul nostru, este un idol. Ori de foarte multe ori, creștinii, indiferent de denumirea care o au, au tendința aceasta de a se închina și idolului. Până când Biblia spune că și lăcomia de avere, care este o închinare la idol, este păcătoasă. Deci când vorbim de destinatarul închinării noastre, vorbim de un Dumnezeu Creatorul care merită închinarea, vorbim de un diavol, ființă creată și răzvrătită, care pretinde închinarea, dar vorbim de un alt lucru periculos. Oameni care în același timp, ca și locuitorii din Samaria, se închină și lui Dumnezeu, se închină și idolilor. Deci dorința mea care este și recomandarea mea, să fim foarte atenți la închinarea aceasta și întotdeauna să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu. În al doilea rând, aș vrea să vorbesc de semnificația cuvântului închinare. De fapt, ce înseamnă a te închina? În dicționarul enciclopedic al limbii române sunt date mai multe definiții. Am ales trei din ele pentru a le preta la înțelesul Scripturii. Pentru prima dată, închinare înseamnă a te închina cuiva, înseamnă a te supune de bună voie, a recunoaște autoritatea cuiva. Spunea Eminescu, tu ești Mircea, da, împărate, ai venit să mi te închini? Adică ai venit să dăruiești coroana și sceptru și țara mie? A te închina înseamnă a te supune, a accepta autoritatea cuiva, a saluta chiar în mod respectos pe cineva, a face o plecăciune înaintea cuiva. Asta înseamnă a te închina. Și acum întâlnim în Sfânta Scriptură, în Exod, capitolul 24, versetul 1, Dumnezeu îi spunea lui Moise, ia-l pe Aron, Nadab, Abihu, 70 de bătrâni dintre bătrânii lui Israel și să vă închinați mie. Și spune Biblia că oamenii aceștia s-au aruncat cu fața la pământ de departe înaintea lui Dumnezeu și s-au închinat. Întâlnim în repetate rânduri această formă de închinare. A te pleca cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament întâlnim și închinarea la oameni, în care oamenii se închinau autorităților, mai marilor lor, și Biblia nu le condamnă ca fiind păcătoase aceste practici. Întâlnim, de exemplu, pe Abigail,
care aleargă înaintea împăratului David și spune Scriptura că i s-a închinat până la pământ. S-au întâlnit în războiul dintre David și Absalon, când Absalon a fost ucis de Ioab, fiul Țeruiei, căci un alergător, un osolie, îi, cu numele de Cuș, se închină înaintea lui Ioab, fiul Țeruiei, și își cere permisiunea să ducă vestea aceasta împăratului David. Deci în vechime exista acest respect deosebit în forma lui sacră, când oamenii se închinau oamenilor. Avem expresia Biblie, s-a închinat până la pământ înaintea împăratului. În Noul Testament, fiindcă Domnul Iisus condamnă dorința de a primi închinarea a unor farisei, a unor cărturari, a unor fruntași dintre iudei, Domnul îi mustă și le spune, vai de voi, că vouă vă place să vă facă oamenii plecăciuni și să se închine înaintea voastră. Din acest moment, închinarea la oameni este oprită, inclusiv închinarea la îngeri. Arată un pasaj din Apocalipsa că Ioan, când a văzut pe îngerul Domnului, s-a plecat să îi se închine. Și îngerul i-a spus, l-a ridicat, ferește-te să faci un astfel de lucru. Lui Dumnezeu trebuie să te închini. Deci pericolul care este acum, sunt oameni care pretind închinarea. Așa cum diavolul pretindea închinarea, oameni care pretind închinarea, iar în Noul Testament, acea supunere, plecare, închinare înaintea omului este interzisă. Nu este exclus respectul și supunerea față de autorități. Chiar în Evrei, capitolul 13, versetul 17, scrie, ascultați de mai mari voștri și fiți resupuși, dar nu într-o formă sacră, ci în forma părtășiei frățești, și lucrul acesta trebuie să îl cunoaștem cu toți. În al doilea rând, a te închina înseamnă a dărui, a aduce o jertfă, o ofrandă divinității. Și acum aș vrea să vedem care sunt lucrurile cu care noi ne putem închina lui Dumnezeu. Am să vorbesc de un lucru simplu care îl găsesc în Exod, în capitolul 20, cu versetul 10, unde mulți dintre noi falimentăm și greșim. Și Biblia spune așa, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Deci noi putem să închinăm Domnului din timpul nostru. Este un bun pe care l-am primit de la Dumnezeu, pe care îl gestionăm noi, că Dumnezeu ne-a dat timpul acesta, dar din timpul care ne-l-a dat Dumnezeu, noi trebuie să punem deoparte pentru Domnul, să închinăm din timpul acesta pe care Dumnezeu ne-l-a dăruit, să închinăm ceva Domnului. Și mă rog ca Domnul să ne ajute, să ne facă conștienți, de prea multe ori creștinii noștri nu închină timpul Domnului. Din 24 de ore, dacă în vechime îți plătea zeciala, am făcut o aplicație acum în Noul Testament, dacă am dat zeciala din timpul nostru, cât ar trebui să dăm în fiecare zi pentru Domnul? Cât ar trebui să ne preocupe pentru sufletul nostru? Când vorbeam de femeia care o spar vasul de alabastru, acolo era o dedicare totală, era o dăruire totală, femeia nu a scos dopul la sticlă să toarne o picătură pe capul Domnului. Ea o spar vasul, adică pentru ea nu a reținut nimic. Și făceam o aplicație, spunem, dacă în sticla aceasta ar fi timpul nostru, câte picături am dat Domnului? Cât ne-am permite din 24 de ore să îi dedicăm, să ne închinăm cu timpul nostru lui Dumnezeu? Câte zile din viața noastră ne-am pus deoparte să stăm în post, în rugăciune, în meditare, în citirea scripturilor, în vizitarea bolnavilor, în ajutorarea celor săraci? Asta ar fi un timp închinat Domnului. Din ce ne dă Dumnezeu, noi dăm din timpul nostru lui Dumnezeu. Dacă ar fi mai atenți, cred că bisericile noastre ar fi mai pline duminica. Măcar duminica, sâmbătă, vinerea, luna, în orice zi, noi trebuie să dăm din timpul nostru. Seara,
înainte de culcare, să ne facem timp pentru citirea Scripturii, pentru suflet și să dăruim lui Dumnezeu ceva din timpul nostru. Sau dacă vreți, ce putem noi să dăruim Domnului, găsim scris în Cartea Levitic, în capitolul 27, lucru care le putem dărui Domnului, spune așa: dacă cineva își închină Domnului casa, hărăzind-o Domnului ca un dar. Deci noi din lucrurile noastre materiale care le primim de la Dumnezeu, putem să le închinăm Domnului. Unii au închinat casa lor Domnului. Unii au închinat o odaie din casă Domnului. Au făcut o casă de rugăciune, se adună frații la rugăciune, este un loc special în care oamenii se închină lui Dumnezeu. Dacă cineva și-a închinat casa Domnului. Apoi vine Scriptura mai departe și spune: dacă cineva închină Domnului un ogor din moșia lui. Sunt oameni care au vândut un ogor, care au banii au dăruit săracilor, au dăruit la construcția de biserici. Este un lucru cu care noi ne închinăm Domnului. Sau de ce nu? Chiar persoane, oameni pot fi închinați Domnului. Vine îngerul Domnului la nevasta lui Manoah și îi dă anumite prescripții și spune: copilul care se va naște din tine va fi închinat Domnului. Apostolul Pavel spunea, Roman, capitolul 12, să aducem trupul nostru ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să închinăm trupul nostru, care este un templu al Duhului Sfânt. 1 Corinteni 3:16. Nu știți că trupul vostru e templu Duhului Sfânt? Ori trupul acesta nu-i pentru păcat. Mădularele trupului nu trebuie să le dăm în robia păcatului, în folosul păcatului, ci tot trupul nostru să-l închinăm lui Dumnezeu. Să ne închinăm lui Dumnezeu cu trupul nostru, să ne închinăm cu casele noastre, cu averile noastre, din ce am primit de la Dumnezeu, să-i dăruim lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu n-are în final nevoie de banii noștri sau de haina noastră, ajutându-i pe săraci, că Domnul se identifică cu cel sărac, cu cel flămând, cu cel întemnițat și spune: ori de câte ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați, mie mi le-ați făcut. Deci a te închina lui Dumnezeu înseamnă să dăruiești lui Dumnezeu. Înseamnă să dai din timpul tău, să dai din haina ta, din pâinea ta, din banul tău, din bunurile tale materiale, să dai celui sărac în numele Domnului Iisus. Și aceasta este o modalitate de a te închina. Aici există iarăși un pericol. Dumnezeu voia, când i se aducea un dar, să fie din floarea făinii. Când dăruiești ceva lui Dumnezeu, să dăruiești din ce este mai bun. Chiar dacă e spre folosul semenului tău. Noi putem da o haină ruptă, o haină murdară, o pâine mucegăită, lucruri de care noi nu mai avem nevoie și de care poate nimeni n-are nevoie, să le dăm în numele Domnului. Deci atunci când dăruim, când închinăm Domnul, să dăm din ce este mai bun. În Maleahi, în capitolul 1, versetul 8, este un cuvânt de mustrare și Dumnezeu spune: blestemat să fie acela care are în turma lui un animal bun, dar aduce Domnului un animal bolnav. Și spune acolo cuvântul Domnului: ia dă udregătorului tău să vezi o primește, să bucură. Deci dacă noi, când facem un cadou unui prieten, a unui semen, a unui cunoscut, îi facem un cadou frumos să se bucure, cu atât mai mult trebuie să-l facem lui Dumnezeu. Aici am o întâmplare când un păstor povestea exact lucrurile care le spun eu acum, iar soția dânsului, stând pe banca adunării, se gândea: oare ascultă cineva predica bărbatului meu? Oare face cineva ce spune bărbatul meu? Și a plecat acasă, a luat costumul cel mai bun pe care l-avea soțul ei și când a venit un sărac, el a dăruit în numele Domnului. După ceva vreme, cunosc foarte bine și păstorul și familia, suntem prieteni. După ceva vreme, păstorul a fost invitat la o nuntă, roagă pe nevastă să-i aducă costumul ăla mai bun, că îi stă mai bine și e mai frumos. Și nevasta spune: îmi pare rău, dar n-am dat numele Domnului.
la care păstorii reproșează, dar nu puteai să-i dai altul, știi că ăsta e cel mai bun și îmi place. Măi, bărbate, tu așa ai predicat. Și eu m-am gândit, măcar eu nevasta ta să împlinesc ceea ce spun. Atunci când ne închinăm Domnul, există un pericol să ne închinăm cu lucruri care nu mai sunt bune, expirate, care nouă nu ne mai trebuiesc. Dar când dăruiești ceva lui Dumnezeu, trebuie să-i dăruiești din cei mai bun și din cei mai frumos. Și aici mai există un pericol. L-am numit eu răzgândirea. Sunt unii oameni care au promis ceva Domnului, au făgăduit ceva lui Dumnezeu și poate s-au și închinat Domnului cu anumite bunuri sau din timpul lor, dar la un moment dat s-au răzgândit și au vrut să-și ia închinarea lor, jertfa lor, ofranda lor, au vrut să o ia înapoi și întotdeauna Dumnezeu s-a supărat pe lucrurile acestea. Vorbim de închinare. Semnificația cuvântului înseamnă a te supune cuiva, a saluta în mod respectos, a face plecăciuni. În al doilea rând, a te închina înseamnă a dărui din ceea ce tu ai primit de la Dumnezeu, să dăruiești înapoi lui Dumnezeu, de fapt, prin aproapele tău, prin semenii tăi. Dumnezeu m-a ajutat în călătorii mult. Am fost în multe țări din Europa și în America și în Canada și în Israel și în Dubai și în Australia. Peste tot am întâlnit săraci, pentru că Domnul spunea, pe săraci îi veți avea tot timpul între voi. Incapacitate de administrare, boală, neputință și multe, multe lucruri care pot să-i facă pe oameni săraci. Dumnezeu îngăduie sărace în mijlocul nostru, chiar în societățile cele și țările cu nivel de trai ridicat. Pentru ca noi creștinii să putem să închinăm Domnul prin oamenii aceștia din bunurile noastre. În al treilea rând, a te închina înseamnă a te dedica total lui Dumnezeu. Și scrie cuvântul Domnului în Levitic capitolul 21, versetul 10. Preotul care este mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost turnat un delemn pentru ungere și care a fost închinat în slujba Domnului. Sunt oameni cu o dedicare specială lui Dumnezeu, o chemare de a sluji lui Dumnezeu. Asta înseamnă a fost închinat Domnului în slujba de preot, în slujba de cântăreț, în slujba de proroc, în slujba de administrator. Sunt oameni care închinați Domnului, au o dedicare totală pentru Dumnezeu. Și aici, scurt doar vreau să spun un singur pericol. L-am numit eu descalificarea. Fiii lui Eli erau chemați să fie preoți, dar ei s-au descalificat prin faptul că ne socoteau legea jertfelor, prin faptul că au devenit niște oameni imorali și Dumnezeu a îngăduit că în aceea zi să moară amândoi copiii lui Eli. Hofni și Fineas, doi dintre fiii lui Aron, chemați în preoție, au murit când au adus foc străin pe altarul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a mistuit. A coborât foc din cer și i-a mistuit pentru că ei s-au descalificat în slujirea lor. Noi suntem chemați cu o dedicare totală lui Dumnezeu. Suntem chemați într-o slujbă în care ne-a așezat Dumnezeu. Și fiecare creștin are chemarea lui, locul lui și slujba lui. În cadrul Bisericii lui Dumnezeu nu există șomaj. Fiecare trebuie să facă ceva, e chemat pentru ceva. Ori există pericolul descalificării ca noi în slujirea noastră să nu fim demn de ceea ce ne-a chemat Dumnezeu. Și aici iar aș dori ca să fim foarte atenți în slujba noastră, în dedicarea noastră, în închinarea pe care noi am adus-o lui Dumnezeu. Tot referitor la închinare, mi-aș propune să vorbesc ceva de prețul închinării. David a greșit. Spune Biblia, țățat de diavol, a făcut numărătoarea poporului dintr-un sentiment rar întâlnit la David de mândrie. Dumnezeu trimite ciumă în Israel, lovește și mor foarte mulți oameni și Scriptura spune că în area lui Aravna, David îl vede pe îngerul Domnului cu sabia scoasă din teacă
Și în momentul acela el cade cu fața la pământ, recunoaște păcatul lui, cere clemență pentru evreii care mureau nevinovați și vrea să aducă o jertfă Domnului. Se duce la Ravna și îi spune: vreau să aduc o jertfă Domnului. Și omul ăsta, în area căruia era îngerul Domnului prezent, văzut de David, spune: ia Domnul meu aria, ia boii, ia uneltele, ia și adu-o jertfă Domnului, nu te costă nimic. Și David spunea: nu pot să aduc o jertfă care să nu mă coste nimic. Adevărul este că atunci când ne închinăm Domnului, închinarea aceasta cere un preț. Un preț din timpul nostru, din timpul nostru de odihnă. În loc să mergi la iarbă verde și la grătar, tu trebuie să vii la biserică să te închini lui Dumnezeu. În loc să muncești pentru tine și casa și familia ta, tu trebuie să lași totul și să vii la casa lui Dumnezeu, să-ți plec genunchi, să te rogi, să mulțumești lui Dumnezeu. Deci întotdeauna închinarea are un preț. Un preț din banii tăi, un preț din pâinea ta, un preț din timpul tău, un preț din ogorul tău, un preț din colțul tău de casă pe care îl închin Domnul. Întotdeauna închinarea cere un preț, iar mulți dintre oameni nu sunt dispuși să plătească prețul acesta al închinării. Când vorbim de prețul închinării, mă gândeam la un exemplu. Dumnezeu îi spune lui Avram: ia pe fiul tău pe care îl iubesc, singurul tău fiu, du-te în locul pe care eu ți-l voi arăta și adu-mi-l ca jertfă mie. Era vorba de Isaac, copilul făgăduit. Dumnezeu îi spunea lui Avram că sămânța lui va fi ca pulberea pământului și ca stelele cerului. El a primit copilul acesta la vârsta de 100 de ani. Și acum Dumnezeu îi spunea: du-te și adu-mi-l mie ca jertfă. M-am gândit de multe ori, cum era inima lui Avram? Ce gândea Avram când băiatul ăsta voinic, care ducea lemnele în spate, îl întreabă pe tata: tata, uite focul, uite lemnele, dar unde este mielul pentru jertfă? Eu cred că inima lui Avram a fost lovită în momentul acela. Avram aducea o jertfă care l-a costat enorm. L-a costat foarte mult. De aceea, când vorbim de închinare, să avem în vedere prețul închinării. Nu ne putem închina Domnul fără să ne coste nimic. Sau dacă vreți, Iefta Galaditul se duce în luptă cu vrășmașul. Aflându-se în război, el face o juruință: Doamne, dacă îmi dai astăzi biruință împotriva vrășmașelor mei, când mă voi întoarce acasă în pace, prima ființă care va ieși în cale, ți-o voi aduce ție ca jertfă. Iefta reputează o mare victorie. Ajunge acasă și prima ființă care iese înainte să-l întâmpine era fiica lui. Iefta, când vede fata aceasta, spune: ac, fiica mea, amar m-ai lovit. Dar fata aceasta, cu frică de Dumnezeu, îi spune: tată, lasă-mă pe munți să-mi plâng fecioria împreună cu prietenele mele. Apoi adă la împlinire juruința care ai făcut-o, închinarea Domnului pe care ai promis-o. Întotdeauna când omul vrea să închine ceva lui Dumnezeu, trebuie să fie conștient că aceasta cere un preț. Un preț pe care oamenii din 2016 nu sunt dispuși să-l plătească. Să plătească prețul acelea Dumnezeu care merită închinarea. Și mai am un gând legat de prețul acesta. Dacă există un preț care trebuie plătit ca să ne închinăm lui Dumnezeu, există un preț care trebuie plătit să nu ne închinăm idolilor. Acel diavol care pretinde închinarea face presiune asupra noastră. El își dorește, el ne silește să ne închinăm noi. Și aduceți-vă aminte că în Valea Dura, un mare împărat din Imperiul Babilonian a înălțat un chip mare de aur și a pretins tuturora ca la un anumit semnal să se plece înaintea chipului de aur să se închine.
Și arată Sfânta Scriptură că în momentul când s-a dat acel semnal cu toate instrumentele muzicale, mulțimea s-a proșternut în praful din fața chipului. Dar trei tineri au rămas în picioare. Hanania, Mișael și Azaria. A fost raportat la împăratul de urgență. I-a chemat împăratul în asprimea lui, a spus: în adins Șadrag, Meșag și Abednego, voi nu vă închinați chipului meu. Eu repet încă o dată semnalul, vă plecați și voi și vă închinați la idolul care l-a ridicat. Dacă nu, voi încălzi cuptorul de 7 ori mai tare și vă voi arunca în cuptorul aprins. La care tinerii aceștia spun: asupra celor de mai sus, împărate, noi nu ne închinăm, că Dumnezeul nostru poate să ne scape și ne va scăpa, împărate. Și chiar dacă nu ne scapă, noi nu ne închinăm chipului tău de aur. În mânia lui, cuptorul a fost încălzit de 7 ori mai tare, băieții ăștia au fost legați, aruncați în cuptorul aprins. Scriptura spune că ostașii care i-au aruncat au fost arși de dogoarea căldurii. Și după o vreme împăratul se uită în cuptor și strigă înspăimântat către sfeșnicii săi: n-am aruncat noi trei tineri în cuptor? Ba da, împărate, dar eu văd 4 și cel de-al 4-lea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. În cuptorul din Valea Dura era prezent Fiul lui Dumnezeu. Hristos a recorit cuptorul, le-a poruncit să iese afară și nici părul, nici sprâncenele, nici miros de fum nu i-a atins pe ei. Și atunci împăratul cade înaintea lui Dumnezeu, îl declară ca singurul Dumnezeu adevărat și toate popoarele să se închine acestui Dumnezeu. Deci plătim un preț ca să ne închinăm lui Dumnezeu și plătim un preț ca să nu ne închinăm idolilor. Ca asupra creștinilor să fac mari presiuni. Păcatele murdare și mizerabile se vor legiferate. Și sunt chemat aici să strig împotriva păcatului. Dumnezeu să ne ajute să trăim cu demnitate înaintea lui Dumnezeu. Acum, când vorbim de închinare, câteva gânduri scurte. Închinare legată de cunoașterea noastră. Spunea Domnul Iisus la fântâna din Sihar, femeii samaritene, Ioan capitolul 4: noi ne închinăm la ce cunoaștem, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Și aș dori că atunci când vorbim de închinare, în primul rând Dumnezeu să ne dea o cunoaștere reală a Scripturilor, să ne închinăm în ceea ce trebuie să ne închinăm și cui trebuie și cum trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Închinarea aceasta trebuie făcută în duh și în adevăr. Foarte mulți oameni se închină prin firea lor. Dar Biblia vine și spune că adevărați închinători, tot Ioan capitolul 4, se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. În momentul când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se cuplează cu Duhul omului, pentru că omul este el însăși o trinitate, se realizează închinarea în duh. Dar trebuie să fie o închinare și în adevăr. Dacă spuneam că închinarea înseamnă a dărui lui Dumnezeu, avem în Fapte capitolul 5 un exemplu în care o familie a vândut o moșioară și prețul ei l-a închinat Domnul, dar nu în totalitate. Și atunci n-a fost o închinare în adevăr. Și Petru le spunea: dacă nu vindeați moșioara, nu era a voastră. Sau dacă vă opreați conștiință o parte de bani, dar făcând-o public, avea cineva treabă cu voi? Dar voi ați ascuns, ați mințit pe Duhul Sfânt, închinarea aceasta nu-i plăcută. Închinarea trebuie făcută cu bucurie. În Matei capitolul 28, Domnul se prezintă în dimineața învierii la femeile de pe malul mormântului și spune: bucurați-vă! Și ele, spune Biblia, i s-au închinat. Închinarea trebuie făcută cu bucurie. Darea pentru Domnul trebuie făcută cu bucurie, cu veselie. Când dăruim ceva pentru Domnul din bunurile noastre, nu costrânși, nu supărați, nu încruntați, să dăruim cu bucurie, dar în același timp cu respect. Psalmul 2:11 spune: bucurați-vă tremurând. Unii pierd aerul bisericesc și se bucură ca pe stadion.
pierzând reverența înaintea lui Dumnezeu, respectul pentru Dumnezeu, manifestările nu sunt deloc religioase. Deci închinarea trebuie făcută cu bucurie, dar și cu respect în același timp ca înaintea lui Dumnezeu. Închinarea noastră trebuie făcută cu credință. În Matei 28 spune că unii s-au închinat, dar alții s-au îndoit. Întotdeauna când venim cu închinarea noastră, trebuie să venim plin de credință și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Poate scurt în încheiere, aș vrea să vorbesc de secretul închinării. Noi ca și oameni, în închinarea noastră față de Dumnezeu, avem un secret, o taină, care o cunoaștem numai noi. Aduceți-vă aminte că Scriptura vorbește de un băiat care a fost închinat Domnului, a fost judecător în vremea lui Israel și el deținea o putere fizică extraordinară. Dar era secretul lui. S-a îndrăgostit de o filisteancă cu numele Dalila și femeia asta l-a vândut. Atât a stăruit de el până a desconspirat, până a trădat secretul. Și la un moment dat spune, eu sunt închinat Domnul. Briciul n-a trecut peste capul meu și puterea mea cea mare, puterea fizică, stă în părul meu. Femeia l-a adormit pe genunchii ei, i-a tăiat șuvițele de păr de pe cap și omul ăsta și-a pierdut puterea. A fost făcut prizonier, legat cu lanțuri de aramă, coborât în temnița filistenilor unde i s-au scos ochii și învârtea la râșniță pentru filisteni. Secretul nostru trebuie să-l știm noi. Părtășia noastră cu Dumnezeu nu trebuie să o divulgăm altora. Însă și Avraam, când a ajuns la poala muntelui, după 3 zile de călătorie, după 3 zile în care inima lui a fost sfâșiată de durere, spunea slugilor, rămâneți aici, noi ne ducem pe munte cu băiatul să ne închinăm Domnul și apoi vom veni înapoi. N-au știut slugile, probabil că n-o știu nici nevasta, n-o știu nimeni, era secretul lui între el și Dumnezeu. Închinarea noastră de familie are secretele ei. Închinarea noastră personală are secretul ei, are taina ei. Închinarea noastră în biserică are taina ei, căci închinarea însăși este o taină înaintea lui Dumnezeu. Eu aș dori ca pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am vorbit puțin despre închinare. Destinatarul închinării, întotdeauna Dumnezeu și niciodată diavolul. Și am vorbit de pericolul acesta când oamenii vremii noastre se închină și lui Dumnezeu și idolilor și nu-i permis. Am vorbit de semnificația cuvântului închinare. Înseamnă să te supui cuiva, să ai un deosebit respect și acesta va fi totdeauna pentru Dumnezeu. Am spus că a te închina înseamnă a dărui, a sacrifica, a aduce o jertfă din timpul nostru, din bunurile noastre materiale. Și pe noi înșine jertfe ca lui Dumnezeu. Am spus că a te închina înseamnă o dedicare totală într-o slujbă în care ești chemat de Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Rămân la aceste gânduri, doresc tuturor telespectatorilor și ascultătorilor noștri ca Domnul să-i binecuvinteze, să aibă o cunoaștere deplină în ce privește închinarea înaintea lui Dumnezeu. Căci religia și credința implică în primul rând o închinare corectă înaintea Domnului. Amin.